mai dat încă una, deci s-a făcut trei berce. Mergem acasă cu ăștia. Mai am o bere la rece spumată. Ah, vreaș, Doamne. Păi pentru asta, hai că-ți mai bag două bucăți. Stai, nu bag de la mine. Stai, mă, tu. Nu, păi. Și în al doilea rând, am înțeles și eu din auzite că sâmbătă noaptea spre duminică, nu știu oara de ce să spun, ce s-ar fi spart biserica, dar noi vorbeam aseară cu o persoană și zice, băi, luar, tu n-ai ce să zici, n-ai cum să te iei de el, că el dărâmă, el construiește, el e proiectant, el e constructor. Eu sunt slugă, eu sunt angajat, eu sunt patron. El centrează, el dă cu capul. Ăștia sunt palmierii mei. Palmierii, da, zic. Ăștia sunt palmierii. Mamă. Nu se atinge nimeni de ei, decât numai dacă pun roșii. Eu, ca să-i pun ca haraci. Dar cred că mai bine decât să-i tai să-i pun haraci la roșii, nu mai bine pun roșii lângă ei. Plan. Ce faci, mă, Artur, mă? T-au invadat iar. Bine ai revenit, nașule. Bălăriile. Știi, melodia, există o melodie cândva la radio și care suna cam așa, felicitas, felicitas, ei, felicitas, felicitas. Da, vreau să-l felicit întâi pe deținutul care a evadat atunci din ambulanță, că a reușit să înșele vigilența polițiștilor. Deci cât, cum să spun eu, cât de neatent să fii ca polițist ca să nu jignesc, când faci, tu transporti un deținut cu ambulanța, tu stai în față și ăla iese pe ușă de spate. Dar bine, știi că acum așa se întâmplă, dacă faci o prostie, intri pe față și ies pe spate, știi? Deci, încă s-a dovedit ineficientă vigilența polițiștilor. Și atunci, cei care trebuie să ne păzească, va trebui să fie ei păziți, nu? Da. Și în al doilea rând, am înțeles și eu din auzite că sâmbătă noaptea spre duminică, nu știu oara de ce să spun, ce s-ar fi spart biserica de la noi. Aolo, ai ce bucur? Încă o dată dă dovadă vigilența polițiștilor, că uite, zi, îi spun să nu mai mă iau de ei. Păi nu mă iau de ei, eu le spun. Deci dacă polițiștii făceau razii mai des, ei fac la ora 17 seara și fac dimineața la ora 7. La 17 până dimineața poți să spargi toată comuna, că nu mai vine nimeni. Cine să fie? Dar dacă i-ar mai face razii și peste noapte și între timp așa peste noapte, nu s-ar mai sparge biserica. Nu se mai spărgea biserica, că dacă poliția venea, acum na, ei ce s-au fi gândit bieții hoți, că găsește la biserică bani și de câte am înțeles eu din auzite că n-ar fi găsit, s-ar fi păcălit. A. Mai bine vedeau de treaba lor, dar încă o dată vreau să aduc în discuție vigilența și eficitatea cu de care ar fi trebuit, nu de care dau dovadă, de care ar fi trebuit să dea dovadă și să ne păzească. Poliție, ghinimele, domnule, poliția, vorba lui domnul Popa de la emisiunea de la Bloc, poliția, poliție, păi, e poliția. Acum sunt pe urmele hoților, a fac anchete. Da, nu? Și să vezi ce prinde imediat. Și încă ceva, mi-a venit citație de la tribunal. A. M-a dat domnul șef judecată. Iar te-a dat? Păi nu știi, dar atunci știu. Mi-a venit mai dată judecată și ce crezi că cere acolo? Ce de pe gubești dau nemorale un leu. A. Un leu. A redus. A redus, păi dacă, păi da, a zis că neavând veniți, neavând de unde să plătească și neavând teren pe numele lui, neavând așa, neavând așa, despăgubirea un leu cere asta ca să râdă la tine, să râdă. Și atunci dacă vrea să râdă la mine, păi arăt eu că întorc invers eu. Mă duc la tribunal și când mă duc eu să spun așa, doamnă președinte și onorată instanță, în temeiul legii acordate, vreau să vă spun în felul următor, vă rog să permite, dacă domnul cere despăgubirea un leu, eu îi dau 10 lei și îl mai bălăcăresc de 9 ori, că dacă bălăcăreala costă un leu, e convenabil, este ieftin. Deci, sau dacă vrea bălăcăreala pe caiet, adică îl bălăcăresc și mă scrie pe caiet acolo și îi dau datoria la sfârșit. Deci așa sau îi dau 1 milion, 100 de lei și îl bălăcăresc tot anul. Deci așa ieftin e bălăcăreala la voi aici? Un leu. Dar ce ai primit? Ai primit tot asta o citație? Citație, o citație. Da. Dar cât era? Era mai mult, nu? Știu, pe... Era 100 de milioane. 100 de milioane. Ce era? 10.000 de lei. De la 10.000 de lei ai redus la un leu, mai să fie. E ceva cu zucuață albă. Ceva e putre la mijloc. Ceva nu e în regulă, nici așa. A, și vrei să-i dai 10 lei? Nici până nu ăla se prezinte la proiectul. Nici trebuie să fie și al știu în zile astea. A, iar. La tribunal, la Valen. Că v-a dat plecat, că are 3.000 de lei. Eu de bine de rău, eu mi-am plătit dările la Telecom, eu sunt bine cu Telecomul, n-am treabă, eu sunt
vorba la cineva de aici din sat, că vorbeam aseară cu o persoană și zice, măi, lui Artur, n-ai ce să zici, n-ai cum să te iei de el, că el dărâmă, el construiește, el e proiectant, el e constructor. Eu sunt slugă, eu sunt angajat, eu sunt patron. El centrează, el dă cu capul. Corect, corect. Pentru asta te felicit. Beriți o bere. O bere îmbrumată. Ai băut ceva azi? Am băut dimineața un suc. A, un suc, nu se pune. Deci e val de procese la palat. Da, la palat am început acum... să demolăm. Deci a rămas la un leu acum, nu? Deci da, ai mai scăpat din datorii, cum ar veni. Deci am scăpat din datorii, am scăpat un leu. Un leu. Îi dau 50 de bani săptămâna asta, 50 săptămâna era. Îi dau 2 ore. Sau cum ai zis, tu dai 10 lei și mai ai de bălăcărit. Nu. Rămâne el dator. El rămâne dator la mine, nu? Că îi dau 10 lei, nu. Îi dau 10 lei. După masă. Îi dau 10 lei și după aia mai... Și așa, eu nu mai e politist aici. A plecat. Că oricum el ar fără el. Minus. Vorba, o pâine în plus, un deștept, s-a dus. Bravo. Ramona nu s-a întors în calat. Buse și se duse și uite așa mergea mai buse. Ramona nu s-a întors, Artur la palat nu s-a întors, nu? Nu. Încă nu. Nu s-a întors încă. La alternativ, după cum o să observați, în curând eu am pus geamul. Am pus chiar dacă geamul de la drum vine mai strâmb, așa vine el, că e caracteristic nou, pentru că n-are cum n-ai cum să le pui toate drept. Tu ai mai fost la ea acolo la Bălțești, ai mai fost, am nu? Am mai fost, ai la fost. Ea, dar eu am lucrat aici, eu am lucrat, am modificat bicicleta, stai, hai, ca să spui, stai să o iau cu asta cu camera întâi. Ai modificat BMW-ul? Am modificat BMW-ul, am schimbat roțile. Da, stai că ajunge și la. Merge acum singur, dunga se duce. Din asta ce-a mai rămas, mă, Artur? Uite, aici crezi că ăștia așa, nu știu, ai lăsat-o așa intenționat sau așa? Ce? Nu știu, nu, ce sunt ăștia, pomii ăștia așa? Da, am lăsat locul deocamdată. Nu, ăștia așa, ăștia. În deteriorare. Ăștia, da. Ăștia sunt palmierii mei. Palmierii, da, zic. Ăștia sunt palmierii. Mamă. Nu s-atinge nimeni de ei, decât numai dacă pun roșii. Eu, ca să-i pun ca haraci. Dar cred că mai bine decât să-i tai să-i pun haraci la roșii, nu mai bine pun roșii lângă ei. Bă, da, dar ce-i cu palmier la palat aici? Ce frumos vine! Ia uite, ce fișe bine mi-a stat mie aici! Între palmier... aici trei frumos așa la vară, să stau aici să mănânc, să beau, să beau o bere rece îmbrumată, spumată și îmbrumată. Dar i-ai lăsat-o intenționat sau au rămas ei? Nu, au crescut. I-am lăsat eu că nu m-am mai îngrijit de ei, că n-am avut cum să mai mă îngrijesc și de dânsii. Că am avut alte probleme destule de rezolvat, deci, am mai rezolvat eu ceva de pe ele. Dar cum ai zis, curtea e în deteriorare? În deteriorare am rămas aici, am lăsat locul în conservare. A mai venit DSP-ul, n-a mai venit, nu? Nici n-a ce să-i dau palmiere ăștia. Aici am început și am demontat. Asta, ce ne place nouă? Palmiere, da, am demontat să montez dincolo, știi? Și am dat... Am dat vreo doi stil din ăștia, că m-a cistit un băiat și pe mine cu vădu o beri și avea și el nevoie de doi stil. Ai dat? Și am spus, băi, stai mă. Da, da, stai un pic, băiatul care i-a fost gentleman, nu știu că ai observat pe șanț că iarba tăiat. A tine? A tăiat, uite, și în curte, uite, cum mă tocu asta. Minune, nu. A tăiat iarba pe șanț, păi pe șanț a mers să mergi, cum e? Păi tu n-ai avut niciodată iarba tăiată pe șanț. I-a mai dat o bere la magazin, i-a mai dat încă una, deci a făcut trei beri, mergem acasă cu ăștia, mai am o bere la rece spumată, ah, vreaș, Doamne! Păi pentru asta, hai că-ți mai bag două bucăți, stai nu bag de la... Stai, mă, Artur! Nu, păi... Trei, patru! Și le-am pus pe bicicletă, eu am zis că e ușoară, de unde are dracu, dar abia le-a dus bicicleta, patru bucăți le-am dus greu pe bicicletă. Și ce ai dat? Patru ce? Patru pătrați? Patru de ăștia, că nu ne face până noi. Păi da, ne ajunge la cât avem noi de făcut. Lasă-mă să mă ajută și pe alții care n-are, ca și nouă, când ne dădea alții era bine, știi? Și ți-a dat bani? Și ți-a dat bani pe ei sau nu? N-am luat bani. A, n-ai luat bani. Am luat în natură. Mi-a plătit natură. Păi patru beri pe patru pătrați? Păi da, o bere pătrată. Și stai că nu e pătrat. E rotund. E rotund. A, da, aia a mers mai. Acum nu știu dacă se potrivește dușul meu asta în camera de acolo. Dar ce făcea cu ei? La ce? A luat să-i cozul la... Uite pe ea pentru la ucoșă, la porc. Băi, că stau eu, mă, ce... Băi, când dărâmi acolo... Stă băiatul, bă, că am de unde, mă. Tu ai experiență cu de-astea, cu vânzări din dărâmări. Se bași ca lumea. Și am scos ăștia și eu n-am realizat că am scos ăștia și acum o să se dărâme hărbunghia. Nu mai are nici prijă. Am văzut, evident. Uite, și acum, ce-a mai rămas din asta? Ia.
Ia uite. Ia uite că-i tare. A, dar ține, era asta de spus. Noi credeam că se dărâmă. Credeam că se dărâmă și era tare. Deci așa, dacă ăia... Deci dacă ăștia ținut atât, îi băgați, uite cât. Vino să-i vezi. Uite, îi vezi? Cât i-am băgat? Uite, uite. Cât a fost băgat? Ăia-s băgați mai adânc. I-ai băgat un pic? I-am adică, băgat bine. Cum, nu știu cum ai făcut o casă asta rezistentă așa într-o zi atunci. Ia uite. Vezi? Și ce a mai rămas de aici? N-a mai rămas mare lucru, nu? Mare lucru nu mai este. Aici cuponul Ramona de pensie, pe jos.